orice asemenea de rură este important atât pentru producători, fie mici, mijlocii sau mari, în egală măsură cu cei care sunt consumatori a ceea ce produceți voi, participanții de astăzi și în cadrul expozițiilor anterioare. Este important ca să fim cunoscuți. În Republica Moldova este important să fim cunoscuți și la toată țara. Și eu sper foarte mult că aceste manifestări pe care le organizăm deja cu regularitate ajută în dezvoltarea economiei naționale. Noi ne-am fi dorit ca aceste 4 zile să fie un prilej bun și pentru elevi, și pentru studenți, și pentru, în general, pentru populație ca să vină, să cunoască, de fapt, care sunt performanțele acestor întreprinderi. De ce nu? Noi ne dorim, în calitate de responsabil de politicile publice pentru sector, să avem aceste discuții sincere, deschise, oneste, astfel încât să ne înarmăm cu informații, cu impresii de la voi, pentru că calitatea acestor politici depinde, de fapt, de măsura în care ne va reuși să primim de la voi informațiile care ne sunt necesare. Ceea ce vedeți aici este o companie care, prin prezența directorului, noi am invitat să vină în Moldova să arate ceea ce face și, în mod special, tehnologia aceasta. El este directorul unei mari companii de producere a utilajului pentru alimentație publică. Și pe noi ne-a interesat anume aceste aparate pentru că este posibilitatea de deschidere a unui post de lucru. Am adus o gamă bogată de produse apicole de la noi, de la Stupină, începând cu miere în fag, polen, miere în divers sortiment, avem fructe și nucșoare în miere. Sigur că am avut cumpărători, deci ai mei fideli vor urma să vină pe parcurs, au fost și din acei care au luat pentru cunoaștere a produselor noastre. Noi suntem mulțumiți în primul rând că au venit cumpărătorii noștri fideli, care vin special la fiecare expoziție la care participăm, pentru a-și completa frigiderul cu depozite noi. Suntem mulțumiți. Permanent trec vizitatorii, sunt satisfăcuți de produsul nostru. Până și n-am procurat nimic, pur și simplu eu fac cunoștință cu tot ce își trece aici, văd că e destul de interesat. Asta e o direcție bună, prioritară. Populația puțin informată cu chestiile astea și ar trebui să tragem mai mult atenție înainte de a organiza chestiile astea, ar trebui depus la curent un cerc mai larg de populație ca știi să poată să vină încoace să facă cunoștință cu ce aici se face la Republica.